parlamentar Siegfried Mureșan, care ne va spune cum s-a văzut acest eveniment de aici, de la Chișinău, un eveniment de anvergură, probabil cel mai mare din ultima vreme ca și manifestare europeană. Domnule Mureșan, cu ce mesaj ați venit dumneavoastră astăzi aici la Chișinău? Prin evenimentul de astăzi, cetățenii Republicii Moldova transmit un mesaj foarte puternic întregii Uniuni Europene. Mesajul care merge astăzi de la Chișinău în Uniunea Europeană este: vrem Moldova europeană. Am fost impresionat să văd oameni din toate colțurile Republicii Moldova, de la nord, de la sud, de la centru, de la Prut, oameni de la sat și de la oraș, tineri, dar mai ales m-am bucurat să văd și mulți vârstnici, multe persoane în vârstă care spun: vrem Moldova europeană. Astăzi, Uniunea Europeană înțelege în sfârșit că siguranța, stabilitatea Republicii Moldova este importantă pentru întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană vrea să ajute Republica Moldova și prin faptul că astăzi 10.000 de oameni au ieșit cu drapelul Uniunii Europene și cu drapelul Republicii Moldova în mână, este un semnal foarte puternic către Uniunea Europeană. Am văzut două discurse foarte bune, primul al doamnei președinte Maia Sandu, apoi unul la fel de bun al doamnei Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Ce simbolistică au aceste mesaje și cât de puternice le-ați văzut dumneavoastră? Noi am votat în plenul Parlamentului European în luna aprilie cu largă majoritate o rezoluție prin care cerem începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în cursul acestui an. Peste 400 de europarlamentari au votat în favoarea acestei rezoluții și astăzi președinta Parlamentului European, în discursul ei, a dat mesajul foarte clar: vrem ca anul acesta Republica Moldova să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Sunteți optimist că anul acesta, în decembrie, Consiliul European va da din nou un vot pozitiv Republicii Moldova pentru accederea în următorul pas către aderarea la Uniunea Europeană, și anume începerea negocierilor pe capitole cu UE? Da, sunt optimist și cred că acest lucru este posibil. Anul trecut, în doar 4 luni de zile, am reușit să acordăm Republicii Moldova statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre au decis în unanimitate, cu sprijinul Parlamentului European și al Comisiei Europene, să acorde Republicii Moldova statut de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova are acum doar susținători în Uniunea Europeană și dacă reformele pe care Republica Moldova le are de implementat acum se implementează în cursul acestui an, sunt convins că până la finalul anului putem începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Aceste reforme, cum le vedeți dumneavoastră? Unele au fost implementate, unele sunt în curs de implementare. Cum le vedeți dumneavoastră? Cum se văd, mai bine spus, de la Bruxelles, eforturile de la Chișinău? Toate evaluările în privința Republicii Moldova sunt pozitive în momentul de față. Trebuie să fim cinstiți. Ceea ce politicienii trecutului n-au făcut în 30 de ani, nu te poți aștepta să facă acum nou guvern în 30 de zile. Dar în doar un an, un an jumate, deja progresele sunt mari. Cea mai importantă este reforma justiției, căci aceasta va da încrederea cetățeanului în instituțiile statului, asta va da încrederea investitorilor europeni în Republica Moldova, vor veni mai multe investiții, se vor crea locuri de muncă, vor crește gradual salariile aici în Republica Moldova. Reforma justiției e cea mai importantă. Justiția în trecut în Moldova nu a fost puternică, nu a fost independentă, a fost acaparată. Și acum e lupta aceasta pentru a da justiția înapoi oamenilor, justiția să funcționeze pe bază de lege pentru om, pentru cetățean. Aceasta e cea mai importantă, cea mai grea reformă. Sigur că există obstacole pe drum, sigur că există piedici, dar la fel a fost și în România, la fel a fost și în alte țări europene. Eu sunt sigur că această reformă merge înainte, direcția e clară și e irreversibilă. Mi-aș dori să meargă cât mai rapid, știu că asta își doresc toți oamenii în Republica Moldova, dar oricum s-au făcut deja în ultimul an foarte multe lucruri.
Și o ultimă întrebare. Acest eveniment este un preambul a ceea ce urmează să se întâmple pe 1 iunie, cel mai mare eveniment din istoria Republicii Moldova, care aduce la oaltă aici, la Chișinău, în premieră, la marginea războiului, circa 50 de lideri europeni. Și cum anticipați acest eveniment care urmează să se întâmple pe 1 iunie? Faptul că acel summit al comunității politice europene are loc în Republica Moldova pe 1 iunie arată încrederea și susținerea de care Republica Moldova se bucură acum la nivel european. Exact cum ați spus, este cel mai mare eveniment internațional organizat vreodată în Republica Moldova. El arată încrederea și deschiderea de care se bucură Republica Moldova. Va fi o oportunitate de a promova Republica Moldova, de a face realitatea de aici cunoscută peste tot în Europa, de a prezenta întregii Europe eforturile pe care cetățenii Republicii Moldova le-au făcut, dificultățile, greutățile pe care le-au depășit de la începutul războiului, și va fi și o ocazie pentru liderii Republicii Moldova de a spune liderilor europeni ce fel de susținere are Republica Moldova nevoie în următoarele luni și în următorul an. Va fi o ocazie de a mobiliza și mai mult sprijin european pentru Republica Moldova. Da. Domnule Mureșan, vă mulțumim frumos pentru amabilitate. Mulțumesc și aceste mesaje. Mulțumesc.